Celebrul candidatul favorit al Anfile. Occidentului, pentru că pare cel mai liberal dintre toți liderii socialiști, în 89 este desemnat de revista Time ultimul stalinist din Europa. Adică inclusiv Gorbaceu îi spune, bă, trebuie să schimbăm chestii, trebuie să ne modificăm. Și ăsta spune, nu, că vă arăt eu că e sistemul viabil și o să vă arăt la congresul din 90, la care Gorbaceu să spune chiar fi zis, he, să ne vedem noi 90, să fim noi sănătoși până în 90. Bineînțeles, după cum majoritatea cunoașteți, decembrie 1989 încep evenimentele de la Timișoara, azi în Timișoara, mâine în toată țara. Violențele sunt perfect reale, s-a deschis focul asupra populației de către armată. Domnul Ceaușescu plecase într-o vizită în Iran. Aia din partid au asigurat că or să facă liniște. Operațiunea Trandafiru a însemnat cărarea cadavrelor morților de la Timișoara în două camioane frigorifice la crematoriul Cenușa, unde au fost arși. Dar violențele nu s-au oprit. Populația s-a răsculat, iar Ceaușescu, întors la București în ziua de 21 decembrie, vrea să arate că el se bucură de sprijinul poporului și organizează un mare meeting de susținere, pe care îl găsim pe înregistrări, inclusiv pe YouTube. Îl avem. Cu pancartele clasice, trăiască, înflorească, urc. Omul iese să vorbească cum făcuse de atâta ori, face niște măriri derizorii la pensii, la salarii, la... Și deodată din mulțime se produce un zgâiet pe care mulți l-au editat în cameră să pară începutul Revoluției Române. Nu e începutul Revoluției Române la București, oamenii aia sunt speriați. Cineva lângă dăduse drumul unei înregistrări care imita șenile de tank sau chiar focuri de armă. Oamenii s-au speriat că cineva vine peste ei și au început să-i miște. Ceaușescu nu-i speriat, Ceaușescu este pur și simplu dezorientat. De-aia au zis un minut întreg că, tovarăși, faceți liniște, alo! Nu înțelege ce